Pe 15 septembrie am aflat lucruri foarte tari pe care trebuie să vi le împărtășim și vouă. Am fost prezenți la conferința ținută de compania ruso-germană Optogan pe tema diodei electroluminiscente, a.k.a. LED. Compania a intuit bine că nouă oamenilor de rând ne este familiar LED-ul de putere mică din display-ul telefonului, laptopului și așa mai departe. Există însă și LED-uri de putere medie și mare care pot ilumina de la o cameră sau o scenă până la clădiri, străzi și așa mai departe. Nedepășind temperaturi de 40-50 de grade, lumina LED poate fi folosită și în magazine alimentare, nu e periculoasă pentru copii, are durata de viață de până la 35.000 de ore, consumă cu până la 80% mai puțină energie și poate chiar să dea o lumină albă mai corectă decât lumina incandescentă. Compania a prezentat mai multe tipuri de surse de lumină LED, principalul inconvenient fiind prețul, un sistem de iluminare de interior omolog unui bec de 100 de W, ajungând undeva la 20 de euro, însă cu durată de viață de peste 20 de ori mai mare. Se speră totuși ca în aproximativ 2 ani să se ajungă la un preț de până în 15-20 de dolari americani. În situația asta ne-am putea gândi serios să ne înlocuim becurile de acasă cu ceva mult mai durabil, confortabil pentru ochi și avantajos ca și raport cost-beneficiu, fără să cheltuim banii de mâncare pe o lună pentru a avea lumină LED în baie și holuri.